Am luat drumul cetății, faimoasa localitate doljeană de pe malul Dunării, ca să vă dăm din nou întâlnire cu delicatețurile preparate de Mircea Dinescu. Iar aici nu vorbim doar despre mâncare sau despre rețete, vorbim despre tot ce înseamnă poezia ingredientelor și a invitaților prezenți la cetate. Înainte de a începe, vă invităm să ghiciți despre ce va fi vorba în următoarele 2 ore, la poezie și delicatețuri, cu Mircea Dinescu. Născut în Basarabia, educat în Georgia, consacrat în România. Năut plus susan plus ulei de floare presat la rece, plus vinete plus ardei copt, egal love. Ce să fie, ce să fie. 4 profesori și un polițist. Cine să fie, cine să fie. Rămâneți aici, pe Prima TV. Urmează poezie și delicatețuri cu Mircea Dinescu. Salut, prieteni! Astăzi am 2 soiuri de invitați. Din 2 provincii românești. Din Teleorman, o formație interesantă, o să vedeți de ce, pentru că, deși sunt profesioniști, au meserii diferite, din câte am înțeles eu, și o să vă iau pe rând, să spuneți. Pe de altă parte, am un artist dintr-o altă provincie importantă, România, care a devenit republică, din Basarabia. Întâi cu Teleormanul, care încă nu și-a câștigat independența pe vremea lui Dragnea, acum nici atâta. Ei merg pe o tradiție pe care, cred eu, dacă nu greșesc, a inaugurat-o un cântăreț celebru, Vasilică, nu? Regretat, Liviu Vasilică. E adevărat, Liviu Vasilică. A apărut la un moment dat, a sâjnit așa în muzica populară, îmbrăcat tot ca dumneavoastră, nu? Aproximativ. Aproximativ. Da, de ce aproximativ? Avem... Adică genul ăsta de, cum se zice, pelerină? Ipingea se numește. Ipingea este... E cam turcească la, după denumire. Ținuta de gală a țăranilor din zona de interferență între Oltenia și Câmpia Română. Uh-huh. Noi suntem un pic mai spre Oltenia, suntem din Olt, suntem la granița dintre aceste două mari falii etnofolclorice. Uh-huh. Culorile diferă, modelul de pe ipingea și cele de pe cămașă. Uh-huh. În rest, ca obiecte de vestimentație, suntem aproximativ la fel. Mm-hmm. Numai că avem specificul nostru, da. Graiul un pic altfel, inflexiunile vocale mm-hmm. sunt un pic altfel, dar suntem, deci, frați, ce mai? Oltenii sunt numai în zona asta, dinspre... la vest de Olt. Din dreapta Oltului. Noi suntem în stânga Oltului. În stânga Oltului, da, da, interesant. Cum li se spune, Teleolteni. Da, Teleolteni. Exact. Bun, spuneam că ei sunt dintr-o echipă... cu meserii diferite. Ce meserie ai dumneavoastră? Profesor geografie. Profesor de geografie. Cum vă numiți? Mutulescu Alexandru Cătălin. Laurențiu Spătaru, profesor de geografie. Da? Și întâmplător. Ionuț Popescu, profesor de limba și literatura română. Mari Mușat, polițist pensionat. Foarte frumos. Georgian Denescu, profesor de limba și literatura română. Iacă-te, o combinație foarte interesantă, un intelectual și 4 oameni ai muncii. Desigur. Cum v-ați combinat așa? V-ați împrietenit înainte de a pune la cale asta? Vă știați sau cum? Ne știam mai de mult. Noi am activat într-un grup cu o anvergură mai mare la un moment dat și am simțit nevoia unui proiect pe măsura aspirațiilor noastre. Și atunci ne-am strâns în 2008. Ne-am închegat în actuala formulă. Și am performat sub numele ăsta de Rapsozii Oltului de Jos, pe care ni l-a dat un dirijor nume, pe care ni l-a dat un dirijor mare. Eu mă bucur că niște profesori au avut această inițiativă, pentru că, din păcate pentru România, satul românesc e doar cu numele elogiat, cu satul românesc, cu tradiții. Mergeți în orice sat românesc și tradiția e că are o supermarket unde țăranul cumpără lapte la Tetra Pak, are de asta jocuri de păcănele,
căminul cultural nu mai există. Poate la dumneavoastră o mai există. În statul românesc tot noi cântăm. Ne ducem și le cântăm noi. Bă, așa. Deci vin profesorii de la oraș să le cântă țăranilor. Nu e în regulă asta, pentru că tradiția românească a fost extraordinară. Și când apărea unul ca George Enescu, apărea influențat de muzicienii țărani, analfabeți, care erau talentați de la Dumnezeu. Și au reușit să impună un anumit gen de muzică. Dacă te gândești ce texte superbe cânta Maria Tănase și alea, erau culese după în satele românești, dar nu numai Maria Tănase. Și textele noastre sunt culese, adică noi nu cântăm muzică populară, cel puțin așa avem pretenția, da, ci folclor. Avem niște rapsozi locali din textele cărora ne-am inspirat și noi, inclusiv socrul lui a fost unul dintre rapsozii ăștia de la care am luat niște texte. Iar melodiile și armoniile create sunt extraordinare, imposibil de făcut în condițiile de astăzi. Da. E interesant pentru că, din toate punctele de vedere, o revenire la genul ăsta de haină, care o haină boierească într-un fel, dacă e să fim drept. Dar a țăranului, care se îmbrăca într-adevăr de sărbători, se îmbrăca frumos. Era haina bună. Acum țăranul vrea să îmbrace cu pantofi, cu blugi și pantofi cu ciocul ascuțit ca o pincuțele dumneavoastră și dacă se poate și lucioși, e și mai bine. Și cântă e... Bine, mă bucur, domnilor profesori, mă bucur și de faptul că aveți un bodyguard la pensie. De-aia l-am și luat. Dacă îmi permiteți, avem și un coleg ce n-a putut face deplasarea, doctor veterinar, domnul Martin, al șaselea membru. Al șaselea element. Am înțeles. Da. E o combinație foarte simpatică, da. Și la bancuri dăm bine. Da? Un profesor, un polițist, un doctor. Haideți. Frunzuliță moartă-o stavă, în afara formației de, aș spune, lăutari, deși nu sunt lăutari, sunt menestreli din Teleorman, avem și alt gen de menestreli care cântă la zidul casei mele, care se reface acum spre toamnă. Are Rilke un vers foarte frumos, vine toamna, cine nu are casă nu-și va mai face. Să sperăm că această toamnă, nu ciudată, că e posibil, a fost vară până ieri, da? S-ar putea mâine să fie iarnă. Așa că... Mi-am mutat la două anotimpuri. L-am lângă mine pe un tânăr artist din Basarabia. Dorian îl cheamă, pe numele pus de mama lui, care era profesoară intelectuală.
și cu un nume, un nume de familie. El sună românește, Boguță. Boguță, dar... care e, e, polonez, e puțin în... Da, e mai mult polonez, spune el, pentru că tatălui are origini poloneze. Părinții lui trăiau pe vremea Imperiului Austriac, nu? Da. Da. Și era un amestec de rase, cum a fost acolo în zona Basarabiei, da? Și a Bucovinei, între altele. El are o biografie foarte interesantă, adică artist în sensul că este și actor și regizor, născut în Basarabia, școlit într-o țară ciudată, nu? A spune, în care s-a născut în Caucaz, unde s-a născut Stalin, nu? Exact, în Georgia. Da, în Georgia. Deci a făcut școală în Georgia, a venit în România, a fugit într-un fel din Basarabia și din Georgia, începuse în România capitalismul și a fost și el un mic capitalism, a vândut, câți ani ai vândut o bere într-o cârciumă sordidă? Da. Așa. Înainte să devină un artist celebru în lumea teatrului și a filmului. Și a, mai mult a filmului, de fapt, a fost un soi de Kellner. Unde era situat acel lucru? Lângă cinematograful Gloria. Era un era o bombă, cred așa, că... cu o salcie în mijloc, cu o terasă pe care, unde pe jos era din ăla asfalt grunjat și oamenii toată ziua mâncau semințe, scuipau semințele pe jos. Pe jos și eu toată noaptea trebuia să strâng acele semințe, că dimineața când venea proprietarul barului, mă ruga să fie totul curat. Da. Și atunci, de atunci am urât cojile de semințe maxim pe acest sport național al nostru. Deci e interesant, ele de film și regizor de film a vândut lângă un cinematograf bere, exact, Gloria, da, Gloria, da, în așteptarea Gloriei, da. A făcut alergie la semințe, înseamnă că nu te poți uita la filmul ăla cu mărgelatul în care spui pe... A fost o găseliță trâmpită a regizorului ăla care l-a făcut pe Florin Piersi să scui pe coș de semințe să pe buze, în, da, în jumate din film, așa, ce-o fi fost, în fine, în capul lui, nu știu. Sigur că la noi e tradiție cu scuipatul semințelor. Să știi, era tradiție în Moldova de mâncat măsline și aruncat sâmburi pigios, cum zice Caragiale, descrie o scenă foarte frumoasă într-o scurtă povestire de-a lui. Se întoarce din Berlin să-și vadă prietenii din Iași și zice că și-au dat întâlnire la un restaurant ieșan și zice, când am intrat și am văzut, eram gata să cad, am crezut că am fac apoplexie. Mă gândeam, vor rămâne copiii mei muritori de foame, cu cine îmi va duce cadavru de aici, nu știu ce. Și mă legânam așa și când mă uit, prietenii mei scuipaseră sâmburii de măsline pijos. Asta era obiceiul, să scui pijos. Mă da măsline. Deși da, trebuie să spun ceva. Când am fost în Portugalia, am fost cu niște prieteni portughezi, niște scriitori, și mi-au povestit că Portugalia era mult mai săracă decât Spania. Și ani de zile ei au măturat în Germania, în Red FG, au fost mai, da, 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 mai sărat decât Kellner, erau măturători. Și în Spania, tot măturători. Dar la restaurante, populația spaniolă, în semn de solidaritate cu ei, aruncau pe jos toată chestia ca să aibă ei ce mătura, știi? Între timp au ieșit și ei din această chestie, deși sunt intelectualitatea cum e în general, e cam de stânga în Occident, în Portugalia și în Franța le-a mai trecut așa puțin, dar numai la noi intelectualii sunt toți de dreapta, știi? Sunt foarte de dreapta, dar stau cu mâna întinsă la guvern, la minister. Păi dacă ești de dreapta, normal, bine, da, da. Ești de dreapta, nu cer nimica de la stat, ești independent, ești capitalist, construiești capitalismul. Eu care sunt de stânga, da, felul meu... Da, nu păreți de stânga, da? Nu păr de stânga, nu par. Păi, în ce, la față, poate, că n-am față de... Da, aveți așa, eu n-am simțit nicio presiune. Nu, aici sunt un om liber și da, de-aia exact, nu par. Exact, da, dar da, sunt da, de stânga pentru că eu nu pot uita originile mele de fiu de lăcătuși mecanic amărât din Slobozia de ciocănare, așa? Și atunci am o oarecare compasiune pentru ideea de clasă muncitoare, pentru că trebuie să fim sinceri.
în România nu mai ține chestia aia cu secerea ciocanul. Țărănimea muncitoare nu mai ține secera pe teritoriul României, că a emigrat în țări cu, mai degrabă, culegători de portocale și de sparanghel în grădina părinților lui Iohannis. Iar clasa muncitoare și ea a cam dispărut. Pentru că, de exemplu, într-o, cei care sunt mari fermieri, au câte 3.000 de hectare, câți tractoriști crezi că... Doi. Doi. Maxim. Au niște tractoare de-astea computerizate, da, nu știu, da, ce. Un tractorist are cam 1.500-2.000 de euro pe lună și el cu doi tractoriști face 3.000 de hectare. În 90, înainte, pe vremea comunismului, 3.000 de hectare se făcea cu 50 de tractoare, știi? Asta e diferența. Bun. Să sperăm că se vor echilibra lucrurile, că e nevoie și de forță de muncă și de-aia România e în criză, după părerea mea, pentru că nu are forța de muncă a emigrat. Ca și forța creierului. Am mai e o chestie. Mulți nici nu vor să muncească. Am observat chestia asta. Eu la mine, eu am un studio. Și caut oameni care să vină să muncească, să pună osul la muncă și vin, stau o săptămână și după aia pleacă. Adică le mai e comod să stea acasă. Am observat chestia asta. Și acum... Aici știi cu ce a greșit? A greșit clasa politică, că a băgat aceste chestii de ajutor social. Și atunci, asta e o modalitate și de a ține omul sărac să nu iasă, legat de acele sume care sunt mici, de fapt. Dar ideea că îți dă statul ceva gratis, îi face pe ei, de exemplu, eu am vrut să angajez, aveam, era un rom aici în cetate, foarte harnic așa, și spun, măi, Vasile, nu vrei să te angajezi aici cu carte de muncă? Nu, domn Dinescu. Deci, păi ce pierd ajutorul social? Păi cât e mai ajutorul social? Nu știu, 300, 400, dar nu face nimic. Dar ideea că ăia vin gratis pentru copii și nu știu ce, în fine. Bun. Eu, aici e altă poveste, știi? Capitalist cu... de boda proste, pentru că așa s-a făcut și alegerile, erau cu boda proste, cu ulei, cu zahăr, cu făină, în fine. Între timp, sigur, s-au golit satele, nu mai ține să păcălești chiar atât de ușor țăranul român, care e în Spania, e în Franța, în Germania, în Italia, nu mai vorbesc, milioane de oameni, de români, știi? Care trăiesc într-un fel în lumea lor acolo. E greu să spui că s-au integrat, știi? Păi e complicat, într-adevăr. Eu am fost la Londra și am cunoscut niște medici cu cabinete dentare care câștigau foarte bine, dar câștigau de pe urma românilor. Sunt enclave acolo de 300 de mii de români lângă Londra, da? Și ei câștigau binișor, chiar foarte bine. Unii erau chiar cu două, trei case, erau bogați într-un fel. Dar tot între ei stau, nu sunt... Nu poți să spui că la el vine seara vecinii englezi și beau un șpriț. Cred că e o chestie firească asta, cumva. Că și la noi, dacă vorbim de, spre exemplu, de alte naționalități, arabii se văd cu arabii, nemții se văd cu nemții. E într-un fel reală povestea. Pe de altă parte, dacă nu te integrezi, totuși, știi, trăiești într-o bulă de asta în care n-ai cum să participi la viața socială a acelei țări, n-ai cum să... În fine. Da, trebuie să fii deschis. Eu pot să spun că eu sunt un caz care m-am integrat perfect, pentru că, într-adevăr, ok, noi suntem români, basarabenii sunt români, clar, adică nu se discută, dar dacă vezi basarabenii din București, de multe ori sunt între ei așa. Bine, bineînțeles că sunt și basarabenii, sunt și românii din... Dar eu sunt mai mult cu români. Adică am, bineînțeles că am prieteni basarabeni, dar prietenii cei mai apropiați sunt români. Dar știi că am văzut basarabeni în primii ani după 90, care vorbeau românește și la când voiau, între ei vorbeau rusește. Când da, e mai simplu. Sau să nu înțeleagă cineva. Aveau complexe, deși să știi încă o limbă în plus și mai ales absolut, o limbă unde există o mare literatură, nu e puțin lucru, nu? Nu e mic deloc, dar nu e puțin. În fine, deci tu te-ai integrat. Total. Ai vândut bere, ai fost puțin umilit,
ai depășit M-am bătut cu polițiști bezi, m-au mușcat, m-au mâncat câinii pe stradă atunci. Era de toate. Polițiștii erau bezi sau tu erai bezi? Polițiștii, păi eu vindeam noaptea pe la 3 noaptea, veneau polițiștii și... Da. Deci era, puneau, veneau la masă, spuneau două beri. Și bineînțeles că nu plăteau. Și la un moment dat mi-am permis, zic, dar totuși costă 5 lei, că mi-aduc aminte. Nu 5 lei, 50 de... Era 2000 era. Era 50 de lei pe vremea asta, parcă acum 5 lei, 5 lei, nu mai știu, da. Zic, o bere, și se uită așa la mine, dar cine ești tu? Zic, nu sunt nimeni, dar vând berea și sunt niște bani pe care trebuie să-i plătiți. Și să o luau de mine, adică era, a fost urât, da? Da, e interesant această lipsă de evoluție, că într-un fel... Ei erau milițeni, în marea majoritate, știi? Și dintr-o dată, peste noapte, s-a schimbat firma de la poartă și au ajuns polițiști, adică o chestie așa. Dar asta a fost România, de fapt. Structural nu s-au schimbat numai astea, alimentarea a devenit supermarket. Numai denumirile de pe porți și de pe magazine, știi? Securitatea s-a numit SRI, deși nu s-au inventat peste noapte noi SRI-ști, oameni ai serviciilor secrete, în fine. Și așa mai departe, știi? Țăranii au devenit fermieri, pasăminte. România are, printre altele, cei mai mulți fermieri din Europa. De ce? Pentru că și țăsa Gherghina, care are un hectar, e trecută fermier. La categoria fermier. Ea nu își mai lucrează de mult pământul, că l-a dat în arendă, dar ea este o fermieră, ca să folosim așa această... Așa. Ori nu e reală povestea asta cu fermierii români, că sunt puțini, de fapt, în realitate, nu? În fine, hai să nu ne ocupăm de terminologii și de... De la bere ai trecut la o băutură la whisky, ai devenit regizor și actor. Ai simțit cumva în lumea asta a artiștilor un soi de respingere discret, așa, pentru... La început eram atât de neimportant că nu simțeam deloc respingerea, că nu mă vedea nimeni, adică nu vedea nimeni nicio... Problema e când devii celebru. Problema e, da, când devii mai cunoscut, atunci începe ușor lumea să te observe și să simți că că deranjezi. Vorbesc foarte serios. Nu zic, dar e Stanislavski, marele gânditor a teatrului și marele regizor. La un moment dat intra în teatru și a auzit niște pași care urcau pe scări. S-a dus și a văzut o actriță tânără care urca pe scări și era pe tocuri și se auzea sunetul ăsta de toc, 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 toc. Actrița cu tare avusese un spectacol cu o seară înainte și a avut un succes teribil. Și el s-a uitat așa la ea de jos și i-a zis: domnișoară, deja că urcați în sus deranjează. Încercați să nu faceți gălăgii nici cu tocurile, că deranjează și mai tare. Mi se pare foarte... Da. Foarte... De-aia, dacă răspund la întrebarea noastră, la început nu se uita nimeni, nu avea nicio treabă cu mine, cumva că nu. Eram ca unul din mulți actori neimportanți, să zic așa. Apoi am avut un noroc, că am început să joc în filme, l-am cunoscut pe Cristi Puiu, care m-a luat într-un film de-a lui, după care am jucat într-un serial și ușor am început să fac ce-mi place cel mai mult, adică actorii. Regie. Și regie după aia, când am simțit nevoia să fac un cadou unei persoane, să fac un filmuleț scurt și l-am regizat și în momentul ăla mi-am dat seama cât de mult îmi place și regia. Din 2009 sunt deja 15 ani de când fac regie și, bine, și actorie. Aia e prima dragoste. Drumul tău sinus a trecut, deci, înainte de România, într-o țară misterioasă pentru noi, că știm prea puțin despre Georgia, da? Știm că au avut loc acolo niște
povești dramatice cu un președinte care e în pușcărie acum, care s-a dat pro-american. Și acum până... e în greva foamei sau ceva da, de genul ăsta. Da, dar n-a fost iubit până la urmă, deși a avut puțin succes. Pe urmă s-a dus și a devenit prim-ministru al Ucrainei. Și-a mâncat cravata la un moment dat, adică... E un teribilist așa, cu multă, da. Cu multă, multă, multă tu energie. Tu l-ai prins cât erai nu, acolo? Nu, 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 da. Nu, nu, el a venit mai târziu. Mai târziu. Eu l-am prins în schimb pe... cum îl cheamă? Pe fostul ministru de externe a Uniunii Sovietice pe vremea lui Gorbaciov. Șevardnadze. Păi el pe l-am prins. Da. Pe Șevardnadze, da, era un personaj cu Gorbaciov, a fost... Așa s-a întors în țărișoara lui. S-a întors după aia, da, a fost așa. Și acolo președinte, ceva de gen. Și a devenit păi prins. Da, George, într-adevăr, e foarte, foarte așa... spumoasă țara asta, vă dau niște exemple. În momentul când am intrat acolo, m-au întrebat, eu fiind student, 4 ani trebuia să stau acolo, m-au întrebat, vrei să înveți limba georgiană? Și eu zic, păi nu știu, dacă se lipește, mă învăț, bineînțeles, deci sunt o limbă străină. Și mi-au zis, dacă reușești să repeți din 3 încercări o frază, vei putea. Și zic, ce frază? Bacachet al și chinebs. Și poftim, uite, dacă poți să repeți bacachet al și chichinebs. Și n-am reușit. Bacachet al și chichinebs. Da, bacachet al și chichinebs. E o broască cântă în râu, tradus. Și oricum e o limbă foarte, foarte complicată. Au un cuvânt în limba lor care constă din vreo 12 consoane și o singură vocală. Nu se poate pronunța. Da, e un popor foarte interesant. De Salin e născut acolo, a făcut școala de preoți, de popi. Da, de popi. Așa. Nu s-a înțeles cu preoții. Scria versuri, știi că scria versuri? Am auzit cam ceva. Cam toți da, dictatorii, da, da. Fiți atenți. Și Ceaușescu scria poezii. Ultimul imn al României, asta cu trei culori, cunosc pe lume, parcă, era un cântec vechi, dar el l-a lucrat așa acolo. Și l-a actualizat cum ar veni, spre comunism în zbor, știi? Scria poezii, avea această plecare. Stalin, de asemenea, cât era student la fabrica de popi, scria versuri. După aia a devenit terorist. Exact, spargea bănci. Spargea bănci, dădea lovituri la trenurile poștale care erau pline cu bani și cu aur. Și așa a fost el adus banii partidului bolșevic. El a fost cu bănuții. După aia băieții l-au ales că a zis, mă, stai de ăsta, nu prea merge mintea. Și era foarte șiret și foarte inteligent, printre altele. Da. Și să te ferească Dumnezeu când un om inteligent și șiret ajunge la putere și mai are și această vocație. Și reușea să dea la o parte persoanele care... Da, tot a ras în jurul lui. Da, absolut tot. Și tot ce se poate și câteva milioane de... Păi el a zis o chestie incredibilă. E foarte adevărată, e dramatică. Și a zis că moartea unui om e o tragedie și moartea mai multora e o statistică. E statistică, da. E, a stat bine cu statistica pentru că a omorât milioane de oameni. El mai este iubit în țara lui? Da. Există cultul lui? Da. Din păcate. Sunt statui? Au deschis acum, chiar acum 2 luni, într-un oraș, o statuie de vreo 6 metri și mă credeți cine a sfințit-o? Un popă. Deci am văzut acea imagine și mi s-a... Și capitalismul românesc, Iliescu, care era activist de partid și a devenit președinte României, la toate întrunirile umbla cu o haită de preoți, după aia, binecuvântau orice, știi? Din păcate, pentru Biserica Ortodoxă, n-a știut să se rupă la timp de stat. Așa, cum a fost ruptă Biserica Poloneză Catolică, pe vremea comunismului, care a fost în contradicție cu sistemul și care, din păcate, acum, cu partidele astea de dreapta și de extrema dreapta naționalistă poloneze, care s-ar putea să cadă zilele astea la vot. Am văzut și eu, e ceva acolo. S-a dat din nou cu puterea, știi? Foarte trist, știi? Biserica trebuie să fie independentă și să n-aibă decât
să nu dea socoteală decât celui de sus, nu președintelui și nu guvernului. În fine. Da. Și acolo cum te-ai adaptat în Georgia? Greu, greu. Da? Greu, pentru că e altă cultură, complet altă cultură. E o țară creștină între musulmani și asta îți, se simte cumva, adică cred că nu sunt nici ei cumva... Totuși, să fii creștin între țări musulmane în jurul tău, Azerbaijanul, Turcia. Turcia, da. Și, na, se simte chestia asta. Dar, până într-un final, după ce stai atâta timp, te adaptezi ușor, ușor. Dar e o complet altă mentalitate. Că, uite, ca să vă dau un exemplu, spre exemplu, ce mentalitate aveau. Acum nu, acum se spune că Tbilisi, capitala, a devenit un mic Berlin, așa. S-au deschis restaurante, oamenii s-au mai... Pe vremea când am fost eu student acolo, femeile nu prea aveau voie la masă. Ena. Doar bărbații, da. Erau îmbrăcate în negru cam pe fiecare dată. Era o zonă așa arăbească, să zic eu, așa musulmană în comportament. Și era o vorbă pe vremea aia că dacă îți plăcea, spre exemplu, o fată, da? Te duceai, o conduceai până la poartă și ieșeau frații și tasul și te băteau cum de ți-ai permis tu să o conduci pe fata noastră. Bun, ție îți place fata asta și o mai conduci și a doua zi. Iarăși te bat. Cum de ți-ai permis tu să a treia zi la fel? A patra zi ai treabă, da? Și nu mai conduci. Te duc, te găsesc în oraș și te bat că trei zile ai condus-o și acum de ce l-ai condus-o? Asta era... Ai avut parte de chestia asta? M-am descurcat în grupa națională. Cu român, că nu, taxa nu te-a bătut niciodată? Era departe. Și mai era o chestie a georgienilor. Când au venit rușii în 1921, parcă, ei erau împărțiți un sat era condus de un cneaz, așa se numeau ei, băi, cneji. Cneazul la cneazul. Și a strâns pe toți cnejii dintr-un teritoriu mai mare, i-au pus într-un rând și a zis să se numere la primul și a doilea, cum se face în armată, și niciunul n-a zis a doilea. Toți au zis primul. Sunt foarte încrezuți, adică erau pus... Și dansurile lor alea sunt foarte tari, știi, de masculea așa, săbii, fără Dar e foarte frumoasă, au munte, au mare. Au munte mare, au un vin foarte bun, da. Pe care îl vindeau pe vremea comunismului, făcând parte din Uniunea Sovietică, vindeau rușilor și îl îndulceau. Rușii beau vin dulce, știi? Și a fost o mare afacere pe care am văzut un documentar cu ei, toate femeile alea care au avut vii și nu știu ce, viile au fost cumpărate de francezi, de nu știu ce, și ele acum lucrează la via francezului, știi? Și aveau nostalgia comunismului, ăsta e adevărul. Nostalgia întotdeauna e când ești tânăr. Cum vindeau ele propriilor vin cu ăla dulce pentru ruși. Da. Dar să știți că, uitați, în Moldova, în momentul când rușii au băgat embargo la vin ca să distrugă industria vinului în Moldova, că tot așa, îi cumpărau doar vin dulce, moldovenii s-au descurcat, știți cum, au început să facă vin pentru Occident. Și acum vinul a devenit foarte, foarte bun în Moldova, s-au deschis foarte multe crame și lumea acum duce vin unde lumea știe ce e vin. Și vinul moldovenesc, care nu mai e dulce, a devenit vin steak foarte bun, e chiar foarte apreciat. De asemenea, ei sunt foarte mândri și îi spun că sunt primii oameni de pe pământ care au făcut vin, pentru că ei țin vinul, sapă niște gropi, niște vase de pământ ars, așa, și strugurii iau și bagă cu tot cu ciorchine și fermentează, și au taninul. De obicei, vinul trebuie făcut numai din boabe, pentru că acel ciorchinele pe care stau boabele are tanin, are și o amăreală așa, dar ei băgau așa pentru că era natural. De obicei taninul e conservant, de-aia la vinul roșu nu se pun mari chestii, că el îl apără taninul. Ei bine, ei făceau vin roșu special. Da, special vin roșu, așa e. Și atunci afacerea lor a fost teribilă pe vremea comunismului, în fine. E un amestec ciudat, că și acum sunt proruși și în bună parte. Cu guvernul mai mult. Guvernul e ales de popor. E adevărat, da. Deci asta e realitatea. Ne place, nu ne place, în fine.
E greu să fii, știi, să fii făcut parte din Uniunea Sovietică. Știi că e o chestie, Andrei Ujică, un scriitor și un prieten al meu, și regizor foarte bun de film documentar, care a stat în Germania, la Heidelberg, multă vreme, a făcut un film despre cosmonauții sovietici care în anii 90 au plecat în cosmos, din Uniunea Sovietică, știi? Da. Și când s-au întors după un an, s-au întors în Rusia, s-au întors în altă țară. Și am căzut din cer, ca și am căzut din adică cosmos. Au fost șocați tipii, puțin. Da. Au plecat dintr-o țară și s-au întors în alta. Suntem șocați de societatea de consum, că e... Ne așteptam la cu totul și cu totul altceva să fie. Noi ce vedeam când mergeam în străinătate, toată acea minunăție, știi? Ne gândeam, bă, când o să, la noi nu o să fie niciodată. E bine, a venit societatea de consum, altfel decât nici Marx nu și-a imaginat, nu? Că după comunism vine capitalist făcut de activiști de partid, de securiști și de bișnițari. În fine, și niște rătăciți așa pentru ei. Ori e... de-aia pleacă lumea, că boarea societății de consum nu funcționează pe toate străzile și în toate orașele. O bună parte din România trăiește cum trăiește și atunci are nostalgie. Sigur că uită, de obicei omul uită chestiile urâte din viața lui, adică uită că au stat la cozi de dimineața noaptea ca să cumpere lapte și iaurt, că se stingea lumina la 9 seara sau la 10 seara. Se uitau la bulgari. Era numai o televiziune parțial coloră, două ore, că nu știu ce. Că... Nu se găseau medicamente. Dar, pe de altă parte, sărăcia nu te face neapărat fericit, cum nici bogăția nu te face neapărat fericit. E, depinde de structura pe care o ai. Dar știți cum spunea Rebreanu, că fericirea e când se sete un pahar de apă, e fericirea. Exact. Și eu mi-am zis, familia mea a fost foarte săracă. Păi am avut o copilărie ultra fericită. Mâncam scoveri și cartofi prăjiți în fiecare zi. Mi se părea mâncarea cea mai bună de pe lume, știi? Când am văzut că un coleg de-al meu, fiul unui avocat, la prânz avea desert. Nu, nu ne-a făcut mama. Când ne făcea clătite, mâncam numai clătite cu dulceață. Asta era felul 1, felul 2 și felul 3. Asta e. Și când făcea o tocăniță, asta era. Numai duminica să tăia, mâncam carne, să tăia o pasăre, știi? În fine, am mâncat bio toată copilăria, fără să știm așa, da? Da. Mele.
casei numai cu două. Una veche și alta nouă și le iubesc pe amândouă. Dimineața când e rouă sau după masa când plouă. Lelelele și alele, nu mă vor lăsa de lele. Îi vom ești frumoșele care m-am iubit cu ele. La tine. Hai să revenim și la ce-ți gătesc eu astăzi. E frumoasă vânăta asta. Da, o vânătă de culoarea vinete, vopsită. Știi ce este asta, da? Năut. Este năutul. Năutul a existat în bucătăria românească. Era o chestie banală până la comunism. Eu sub comunism n-am văzut năut. N-am mâncat niciodată năut. Dar... învățam, în schimb, la școală, până clasa a 5-a, 6-a, era o novelă de Barbu Stefănescu de la Vrancea, în care un copil, unui copil îi se spune, ce vrei să-ți dau? Halviță? Nu. Bomboane? Nu. Năut prăjit? Nu. Deci se făcea năut prăjit, cum se făceau și semințele de floarea soarelui. Așa. Dar în cărțile de bucată de la 1900 era... Năutul era o banalitate. Se făcea năut, pastă de năut, humusul se cheamă acum, da? Și la toate restaurantele la ora asta, cu specific, eu știu, arabesc sau oriental, oriental, cel mai bun e la un restaurant libanez, am mâncat eu năut. În rest, mulți cumpără conserve cu năut gata făcut, care nu este bun. Năutul se face, în primul rând, din această bobiță de năut. Am un prieten care a cultivat anul ăsta năut aici, lângă cetate. Și a ieșit, i-a reușit? Da. Da, uite, a zis că mi-aduce un sac cu năut, domnul Friedman. Dar el este bun dacă îl fierbi și faci un piure și îl amesteci cu o pastă care se numește tahini din Susan, care se prăjește. Există și tahini în conservă, e destul de scump. Năutul nu e scump, ăsta e destul de ieftin. Dar tahini este de 3-4 ori mai scump un borcan de... Se amestecă cu aia, se pune deasupra, se pun semințe de pin, se găsește și astea, care se prăjește puțin, uite, da, am prăjit aici. Sunt bune și așa, foarte bune. Foarte bune. Avem de toate în România și pin. Și năut acum se cultivă aici, la noi, și ulei, se face cu ulei de măline, dar eu îl fac cu ulei stors la rece de floarea soarelui, care e foarte bun. Sămânța de pin. De susan, nu, de susan. Ia, ai o, să-i dăm drumul la asta, ai o de-asta de... Brichetă. O brichetă? Mă duc să fac crostă. Thank you.
fac dragoste cu tine. Calul mă duce acălare pe la coarta dumitale. Asta cum ar veni, se aruncă zeama sau dacă luați uscat la toate supermarketurile se găsește, îl fierbeți, îl dați pe mașina de tocat, de două ori, e cel mai bine. Nu cred că a dat. Nu. Ia. Te-ai ars puțin? Nu, nu, e ok. Gata. Deci o tigaie, o tigaie subțirică, nu e subțirică, e grosuță. E mai bine să fie grosuță. Deci cu înăuntru e simplu, da? Scurgeți apa, dați pe mașina de tocat, devine o pastă. Ăla e susanul. Ăsta e susanul, care e foarte gustos. Problema cu susanul este că trebuie să fii foarte atent să nu se ardă, da. El este albișor, așa, există și unele mai întunecate la coaje. După ce se prăjește o țâră, așa, să nu se negrească, așa se... Da, deja își schimbă culoarea. Se dă într-un blender, pui semincioara și puțin ulei de ăsta de floarea soarelui presat la rece. Din când în când trebuie să luați tigaia ca să nu se... Știi? Uh-huh. Ulei de pe foc, fiindcă el, uite, vezi, deja nu e pe foc și schimbă culoarea. S-a oprit la iar. Nu contează, el s-a cam făcut. Deci trebuie să fie puțin maroniu, așa. Discret, că altfel, dacă se negrește, ca orice boabă care se arde prea tare, devine amăruie. Deci a căpătat o culoare ușor. Cam atâta trebuie prăjit. Da. Este dat prin... după aia... ca să iasă crema asta de tahine asta. Asta este praful din care l-am dat într-o asta de de cafea, de măcina boabe de cafea. Da, asta este făina din susan. Din susan, da? Așa. Pe care o amesteci cu dăm lingurița aia. Mică, mare? Micuță. Așa. Și asta este crema susan. Tahini.
dacă cumperi și o faci tu, te costă de 5 ori mai ieftin, pur și simplu, știi? Astea nu sunt scumpe semincioare. Nu e complicat să o faci deloc. Nu e complicat. Este puțin, adică într-un fel, dacă vrei să... Că trebuie să-l faci, întâi să prăjești, pe urmă să-l dai pe aia, pe urmă să... Uh-huh. Așa. Deci ăsta... Dai că e un o semințiucă. Avem aici ăsta gata făcut, da? Năutul. Hmm? Năutul. Năutul. E bine să-l faci tot cu blenderul până la urmă, știi? Dar arăt așa, pur și simplu. Aici n-am tras încă lumină electrică ca să folosim blenderul. Trebuie să-mi iau unul de la cu baterii. Așa. Mirodenii. Piper. Busuioc. Ce fac eu așa? Un... mix așa de mirodenii și vă arăt, nu stau acum să-l fac, o să-l fac cu blenderul așa, dar după ce am făcut piureul ăsta, piureul îl pun în asta e incomparabil mai bun decât orice năut, orice humus găsit în conservă. N-are treabă. Așa. Aici, ce adaug eu? Am, în toamna asta am făcut câteva borcane de capia copt, cu usturoi, așa, sare, puțin oțet și la fel, pus la blender și fac o un soi de pastă, da? E pasta asta. O pun peste năut cu tahini, da? Așa. Am spus că există semințele de pin, asta e tradiția. Se prăjește asta într-o tigăiță mică și se presară peste asta. Poți să mai pui puțin ulei de ăsta natural, tot la rece, și deja dacă îți rupi un colț de pâine, da? Și vreau să spun că cam într-o jumătate de oră puteți să faceți pastă de năut acasă. Copiii sunt înnebuniți după asta, să știi, da? Poți să pui pe pâine prăjită. Foarte bun. E o mâncare exotică, dar străbunicii noștri mâncau chestia asta. Ar trebui să reveniți. Eu fac și fasole bătută, care e extraordinară. Dar asta e mult mai fină, de fapt. Între altele, se pot... prăji niște vinete. O să-ți arăt acum. Te poți juca cu toate legumele, dacă ai tahinul ăsta, pasta asta de năut. Deci asta e gata de dat prin... Hai să mai încercăm o dată să pun asta. Ia vezi. Reușești. O să prăjesc niște vânătă și peste ea o să adaug gata.
Poți să, dacă vrei, să capete și o culoare mai bună la prăjeală. Avem aici puțină făină, uh-huh. Da? Pui... Și direct pe tigaie, fără ulei? Ba nu, pui puțin ulei. De obicei, vânăta are această... acest capacitate. Obicei, cam trage uleiul, știi? Uh-huh. Așa. Dar după ce sunt gata, e bine să iei niște... șervețele? Niște șervețele avem acolo și le pune pe șervețele, da? Punem ulei de floarea soarelui de ăsta, de prăjeală. Nu folosesc uleiul la rece, îl folosesc numai la salată și la la tot soiul de sosuri de astea, da? Scuturi puțin așa. Deci această chestie, știi ce, e de efect, așa, pentru, eu știu, dacă dai un mic party și inviți niște prieteni cu cucoanele care sunt sensibile la... am observat multe dintre... cucoanele care gătesc sunt înnebunite după năut, dar efectiv eu n-am văzut niciuna care să-și facă acasă. Eu sunt primul experimentator de făcut tahini în propria mea bucătărie. Susanul ăsta are o calitate, e bun și la chifteluțe, știi, în loc de, da. De pesmet. Pui susan. Puh, o nebunie. Da? Deja începe să se... Așa, deci astea se așează pe o farfurioară. Poți să pui fie numai tahini, așa, fie să folosești împreună cu năutul și cu aia. E o mâncare orientală, dar încă o dată spun, România, țările române și Moldova se mâncau din greu aceste chestii orientale, pentru că noi sunt sub turci 500 de ani, la Palatele Domnești, nu numai că era o formație, se chema Meterhaneaua, care cânta manele. Manele nu sunt invenția romilor din România, ci erau cântece, le cântau robii țigani, așa se chemau pe vremea aia, nu se cântau romi. Nu se chemau romi. Și la curtea domnească tot timpul era Meterhaneaua, pentru că turcii, cum sunt americani acum, cum să duc ăștia cu mâna întinsă și în genunchi când vine o delegație americană, așa așteptau, erau așteptați și șefii boșii de la Istanbul, da? Și atunci erau întâmpinați cu muzică, dar și cu mâncăruri orientale, da? Se mânca în draci mâncare orientală în țările române. Bine, și atunci, e și bună. Negustorii veneau cu semincioare, cu chestii de la Istanbul. Ce se găsea în târgul de la Istanbul, se găsea și în târgul de la București. Asta e realitatea. Ne place, nu ne place, suntem din Balcan, da? Că între timp am devenit europeni, la 1848, fii boierilor care purtau șalvari și erau îmbrăcați ca turcii, au venit, așa se chema, îmbrăcați nemțește, adică cu pantaloni subțiri, cu meloane, cu nu știu ce,
a fost prima lovitură dată tradiției balcanice, când fiii boierilor, așa cum am început și noi să purtăm blugi, zici, așa, da. așa au purtat ei îmbrăcămintea asta nemțească. Uite că, din păcate, am ars aia puțin, nu contează, o curățăm puțin. Deci, s-a prăjit o țâră, da? Așa, pui puțină șervețel, da, ca să o iei uleiul în exces. Bun. Aici putem să punem năut gata făcut, da? Are un gust absolut. Vânăta este, după părerea mea, leguma de toamnă cea mai tare, cu putință. Când la mine în cartier, în lumpen proletariatul de la Slobozia, stăteam într-o la Mahala, ca așa se spunea, unde stăteau oamenii săraci ai Sloboziei, și când o vecină de-a noastră cocea vinete, se coceau afară, în curte, vinetele, la lemn, veneam repede acasă, zic, mamă, vreau și o vinete. Mirosul de vinete, la... așa cum iau copiii ăștia acum, trag pe nas marihuana și ce mai trag, așa trăgeam eu pe nas fumul de vinete coapte. Mă dădea gata, da? Tinere, ia cătă. Arată superb. Ai trebuit să treci până țări ciudate, da? Stai să pun niște mirodenii și aici. Să vin să fac filme și apoi să ajung pe malul Dunării cu bulgarii peste. Băi, ai o viață foarte interesantă. E adevărat. Da? E foarte adevărat. Așa. Arată foarte bine. Arată foarte bine. Chiar ar fi bine să arătăm și la cameră. Cum? Să arătăm și la cameră, că arată... E și spectaculos. Camera. Ia cătă... O chestie super gustoasă, făcută într-o jumătate de oră, da? Mâncare mai bună ca asta nu există. Nici nu trebuie carne, știi, printre altele. Pe bune. Trebuie să mai întorc asta odată, deși am stins. E o tigaie foarte bună asta, întâmplător e chiar turcească, știi? Am cumpărat-o pe vremuri de la Istanbul. Tigaie groasă, să nu gătești niciodată decât în tigăi... Cu fundul gros, da? Stai puțin că o să pun și... Arde iute? E iute rău? Nu e iute rău. Tu nu mănânci ardei iute. Ba da, 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 dacă e foarte rău... Nu e foarte rău. Ăsta e un ardei tipic oltenesc. La Calafat se găsește în des, dar numai și la Poiana Mare și la Cujmir. Sunt câteva sate. Dacă pui... două bobițe de-astea, două inelașe de ardei iute, e nemaipomenit. Credeți-mă pe cuvânt că este o mâncare genială, pur și simplu. Simplă, o luăm de la început. Năutul se găsește, e 10 lei, nu știu când ai băut de asta. Mașina de tocat sau cu blenderul, se face cu ulei, merge și cu ulei de asta, nicio problemă. Și ulei de măsline, evident, cum fac ăștia din... Dar cel mai bun, după părerea mea, este cu ulei ăsta, sos la rece. În Oltenia sunt pline târgurile de... Fac... În fiecare sat e un țăran care face ulei de ăsta, prețat la rece. Pe urmă, am spus că din Susan. Susan prăjit, da? Tahini, sosul ăsta genial. Tot cu ulei, cu mirodenii, cu ardei, și da, cu ardeiul cu pricina, da, cu care poți să pavezi puțin chestia. Vrei să guști? Da, da. Te rog. Da, aștept. Da. Muzicanții, mai dați încă o dată drumul. Așa.
Primul, da? Da, și eu pe știu, ăia care construiesc poduri să bagă sub pod și... Felia de vânătă, parfumată, da? Da, are, chiar are parfumul ea, da? Da. Poate mai trebuie puțină sare, poate muțără și... E bun rău. Încă o dată, o bijuterie de toamnă, zice, să-ți o agăți ca niște epoleți pe... Mâncare foarte bună. Merge la fel de bine pe pâine prăjită, da? Da, e mai bună pe vânătă asta, chiar bună. E mai bună pe vânătă, că vânăta, spun, este... produsul toamnei. E cea mai nobilă legumă, știi? Se mănâncă în toate felurile. Eu fac salată foarte des, fac zacuscă, bineînțeles, dar o mănânc uneori așa, după ce o coc, îi pun puțin ulei și sare și o mănânc așa, e genială. Poate ți-am spus, bunicul meu era grădinar și eu am crescut între legumele bătrânului pe malul Ialomiță, știi? Și de atunci am învățat. Moșul făcea o mămăligă, cocea doi ardei, două vinete, punea un ardei iute, punea puțin ulei, puțin oțet, întingeai cu mămăliga. Mâncare genială. Mâncare cum ar veni de om simplu, dar câtă finețe, știi, poate să exprime o asemenea mâncare. Da. Deci aici avem aceste vinete, v-am învățat cum să faceți, cum să dați gata musafirii. Într-o seară, dacă numai asta le faceți, vinetele astea, așa și faceți și un humus de ăsta natural, cu ardei, cum v-am învățat eu, veți avea viață lungă și succes la masele populare. Stăm la un par de vin și mai discutăm politicie, da? Hai!
la vară, nici la toamnă. Să las fetele să moară, nevestele să dea moară. Să sap la biografia ta romanțată, pentru că eu știu, nu știu dacă ești un caz tipic de român din Basarabia care ai venit în București și ai făcut carieră. Nu te-ai băgat în politică? Nu, n-ai. Nu știu să fac asta. Nu știi nimica, nu? Foarte bine, știi? Adică eu nu prea știu să mint, vorbesc serios, adică se vede pe fața mea. Da. Și în politică e greu să nu minți, pentru că de-aia e politică, nu că îi spun că sunt mincinoși oameni, dar asta e să știi, adică nu e o... Dar oricum nici nu mi-aș fi dorit vreodată să fac chestia asta, că nu mă interesează. Bine, e o problemă aici, știi, cu intelectualitatea care a abandonat după câteva mici tentative de a intra în politică, pentru că în anii 90... De exemplu, erau câțiva scritori de marcă care erau politicieni. Păi probabil s-au băgat, chiar vreau să ajute, probabil... Nicolae Manolescu... Aveau intenții bune. Paleologul, Ștefan Augustin Doinaș, Marin Sorescu, care a fost ministru... Și care v-au confundat la Chișinău, nu, doamna? Da, eram o dată la Chișinău, 90, am venit plin de entuziasm la Chișinău, știi, și... Erau anii aia foarte ciudați, au făcut povestea cu podul de flori, între patetisme de-astea jenante, știi, între altele, că n-ai și niciun pod de flori. Românii mergeau acolo și luau televizoare, că erau ieftine. Aduceau Adidas. Basarabienii veneau cu mașini de tocat și cu drujbe. Așa, și cam asta a fost drujba. Podul de flori. Podul de flori, că... Nu degeaba rușii au zis acelei mașinării de tăiat drujbă, adică prietenie. Da, exact, exact, da. Exact. Da. Prietenia între topor și lemn. Auzi, și eram președintele unui scritor și am zis, domnule, Basarabia, eram și eu, nu patetizez chiar așa, ușor, dar vreun nevrân, știi? Și când m-am dus într-un magazin, mă gândeam, mă, ce să iau și eu nevestimi, că era totuși și Chișinău un oraș mai amărât, așa, știi? Și am găsit, nu știu, erau niște pălărioare, nu? Și ia să iau o pălărie de-asta. Și întrebam cât costă o pălărie, nu știu cât îmi spune ea. Și ea zice, nu sunteți basarabea, nu. Zice, pașaportul dumneavoastră. Păi zic, de ce să vă dau pașaportul? Zice, sunt
Nu, sunteți bazar, nu. Păi zice, n-aveți voie să cumpărați. E. Zic, cum doamne, n-am voie să cumpăr? Păi ce, la noi veniți, vă cerem pașaportul la alimentară sau la magazin? Ei, ce căutați la noi? Era un soi de antipatie, așa? Păi era, pentru că era băgat, vă povesteam la un moment dat că pe vremea când eram în Uniunea Sovietică, n-aveai voie să spui cuvântul român, să pronunți cumva cuvântul român, da. Pentru că imediat se asocia, pentru că, până la urmă, suntem români. Ce mai că mi-am spunea la ureche, nu uita că ești român, să nu uiți chestia asta. Și era, la mine s-a dezvoltat în mine patriotismul ăsta interior. Dar la alții era o chestie, wow, România e automat, vin peste noi să ne acapareze. Și de-aia la mulți rămânea chestia aia și de-aia nu știau cum să se răzbune pe chestia asta. Și în momentul când vedea pe cineva din România, veneau cu tot felul de tâmpenii, genul vreo pașaportul. Cine era președinte atunci? Snegur. Snegur, știi că a fost întrebat Snegurată. Era pe vremea lui Iliescu, ce? Cine ies cu Iliescu, tovarășul Snegur? Cu Elțin, cu Elțin. Exact, cu Elțin. Elțin era Elțin la ruși. Da, ăsta, patriotismul meu interior, pentru că nu aveam voie să spun că sunt român, și el creștea foarte mult, s-a văzut foarte mult într-o... Dacă tot am vorbit de Georgian Tbilisi, în 1990 eu eram student, era campionatul mondial de fotbal, unde România cu Uniunea Sovietică ne miriseră în aceeași grupă. Uh-huh. Noi trăiam într-un cămin plin cu studenți sovietici, nu ruși, sovietici, chiar au și ruși, georgieni și ceceni și daghestanezi și toată Asia, toată Caucazul, nu și armeni, tot Caucazul de Nord, plus așa, plus sudul Rusiei. Și noi, 8 basarabeni, stăteam și noi în două camere pe acolo și aveam un televizor alb-negru și juca România cu Uniunea Sovietică la ora 2. Ziua. Da, și la un moment dat, era în Italia campionatul mondial, dă gol, probabil Lăcătuș, din ce mi-aduc eu aminte, și noi am țipat foarte tare. E, tot căminul ăla ținea cu Uniunea Sovietică. Și la un moment dat noi am țipat atât de tare că după câteva minute sau în pauză a bătut cineva la ușă, au venit vreo 7 hântrălăi din aia așa, caucazieni din aia mari, și care ne-au zis că facem, că oamenii dorm la ora asta, e ora prânzului, și să nu țipăm, că altfel o să pățim rău. Și a început repriza a doua și a dat gol iarăși România și ne-am uitat unul la altul în ochi, așa, ne-am făcut roșii, că vroiam de bucurie să țipăm, dar ne era frică. Și la un moment dat, probabil acel patriotism interior a răbufnit și a ieșit un răcnă din ăla asurzitor, că am țipat de s-auzit, cred că și peste mări și țări, ca să zic așa, și s-a terminat meciul, am auzit bătaie în ușă, ne-am pregătit de moarte, dar mândri că suntem români, da, și exact, vin să ne facă praf. Și am deschis ușa și nu era nimeni, dar era o sticlă de vin pusă acolo, după care ne-au explicat ei că în momentul când a țipat a doua oară ne-am dat seama cât de mult vă iubiți patria și că nu vă e frică de bătaie, deci, și drept respect vă dăm această sticlă de vin. Simpatic, da, a fost drăguț. Când ați fost ultima dată la film? În cinema? În cinema, cred că de vreo 2 ani, cred că. Ați fost, adică, în ultima perioadă, dar mai știți că în București nu există niciun cinematograf, așa, unde să te duci, să intri direct în cinema, fără să nu intri pe la mall-uri, pe la da, asta? Da, bine, e o combinație, într-adevăr, de negustorie și, da, nobeală, într-un fel, știi? Eu de ce vă întreb? Pentru că din 27 octombrie în cinematografie va intra un film care se numește Încă două lozuri. E o comedie foarte unde bună. Unde joci tu, unde ca joc actor, eu, da. Ce rol joci? Am primit un mail că am câștigat la loto. Cum? Ce, mă? Iar? Da, da, faza e că nu țin minte când am participat. Joc pe Dinel, un băiat extrem de naiv, și vă spun doar atât, fără să dau multe spoilere, este foarte fericit că va fi tată și nevastă sa e gravidă în 3 luni, chiar dacă el n-a văzut-o de 6. 6 milioane de euro! Cum a fost? Mai ușor a doua oară. E continuarea la filmul Două lozuri, care a avut un mare, mare succes în 2016, și la filmul ăla era celebra... Este Caragiale. E cumva, Paul Negoescu, regizorul, s-a inspirat din Caragiale, biletul de loterie. Fiindcă există Două lozuri,
cu birlic. Exact, exact, genial. Exact, din 56 absolut parcă. Genial filmul. Așa e, așa e. Are unul dintre cele de mai frumoase filme românești, făcute în perioada stalinistă, culmea, știi? Așa e, da. Da, 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 da. Și e continuarea la Două Lozuri, care a avut mare, mare succes pe atunci și să sperăm că din 27 octombrie lumea să vină, să... Apropo, ați jucat vreodată, ați investit în criptomonede vreodată? Nu, niște excroci, printre multele minciuni care s-au spus despre mine, niște excroci au făcut o chestie pe numele meu, Dinescu vă recomandă să jucați la criptomonede, nu știu s-a folosit de, ce. S-a folosit de nume, da, pe internet, știi, unde eu am Facebook, da, în fine. Și m-am enervat și am scris o poezie de asta, mai populară așa, nu o bag în carte așa. Cine joacă la Bitcoin va rămâne fără oi. Nu știu ce. Pentru că m-am trezit într-o zi, mă sună o cucoană, domnul Dinescu, ce fata mea, zice, e la Londra și a citit pe internet că dumneavoastră recomandați și vrea să-și vândă casa să cumpere Bitcoin de ăștia. Vă rog, eu opriți-o. Doamnă, zic, n-am, Dumnezeule mare, cum să recomand eu? Eu sunt un om al concretului. Eu, dacă n-am, nici cu cartolina aia, dacă n-am un ban în buzunar, mă simt prost, știi? Nu, vedeți nu, că cu zic, vremurile... Ideea că ai un... Și e clar că e o excrocherie, nu există, este forma fără fond, dar absolut, din literatură, de pe vremea lui Maiorescu, știi? Cum să ai, ești bogat în ceva ce nu există, știi? Exact, exact. Da. Personajele este o speculație, îți dai seama că unii se îmbogățesc pe naivitatea oamenilor. Foarte mulți au falimentat. Da. Pentru că n-ai e că la... Surcherie, nu, n-ai cum. Dar în filmul ăsta încă două lozuri, băieții ăștia naivi, trei încearcă să mineze niște criptomonede. Că de-aia m-am întrebat, că e, da, sunt fiind foarte, foarte naivi, să zic așa, și ei la fel. Nu se descurcă cu cartela cu asta, dar devine foarte comic și plin de umor aceste criptomonede. Da, că se spunea de criptocomuniști și a venit un om, cu dreptate și domnule cu aia, cu friptocomuniști ăștia. Printr-un comuniști. Da. Așa cum am fost prima dată la Paris, aveam puțin bani și am ajuns pe Champs-Élysées. Și mă gândeam, cum să stau și eu la o cafea sau la... Păi celebră, ce-i mai da. Ieftin? M-am gândit, în România ce era mai? Apa minerală, știi? Aș fi băut o bere, era caldă, așa, știi? Așteptam pe un poet, Ilie Constantin, care rămăsese în Franța. Dar era după Revoluție deja, sau nu? Nu, pe vremea comunismului am fost invitat la un festival de poezie. Ana Blandiana, Romulus Vulpescu, Ștefan Augustin Doinaș, Sorescu și cu mine, știi? Asta e foarte interesant, știi că... era marele festival de poezie la Paris și l-au primit poeții cei mai tari din România, sau de cei cinci, printre care am și eu. și ajungem, ambasadorul României la Paris era Cornelu Mănescu și l-am cunoscut, nu știu ce, mi-a făcut bătrânul Jebeleanu cunoștință cu el și am spus, știți că venim la un festival, la Paris. Veniți neapărat la mine, la ambasadă, da. Și eu am spus, uite, mă, am spus lui Blandiana, băi, uite, am vorbit cu Cornelu Mănescu acum o săptămână, că era, a? Și ne invita la el să ne invite la masă la el, așa, și ajungem toți, delegația românească, la ambasadă, da. Ambasada era închid poartă, grilaj, așa, apăsăm și apare un tip, un portar, cum ar fi, da? Român. Spuneți. Zic, domnule, suntem delegația de poezie a României la festivalul și am fost invitați de domnul ambasador, bine așteptat, nu ne-a dat voie înăuntru. Așa. Bă, și ne ține acolo la poartă o jumătate de oră, știi? Eu mă enervez, mai sun o dată. Zic, domnule, zic, ați înțeles, suntem scriitori importați din România, uitați, doamna Ana Blandiana, Marin Sorescu, nu știu. Ne-a invitat domnul ambasador. Ne țineți aici ca pe niște nevociți la poartă. Ăsta se uită urât așa puțin, până la urmă se duce și apare săracul Fuga, venea Cornelu Mănescu, știi? Zic, domnul Mănescu, dați-l dracu afară pe ăsta, pe portarul ăsta. Și îmi spune... N-ai cum. Dinescu, stai liniștit, portarul ăsta e colonel. Da, 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 da.
Asta e viața de exact. Român. Mi-a făcut plăcere. Și mie, mare. Cum zice un prieten, bine că ne-am cunoscut în timpul vieții noastre și nu în timpul vieții altora, că se poate după să ne cunoaștem cu alții. Bine, exact. Mulțumesc. Mersi și eu, am mâncat foarte vizita. Bine. Ai văzut ce idei? N-am mai făcut. E eu am această dată, chestie, da? Păi uite, vrei să mă închind? N-am făcut până acum, știi? Am mai făcut humus, dar n-am făcut cu vânătă prăjită. Azi m-am gândit, bă, să fac ceva mai, să te dau gata, știi? Ați reușit. Dar am și învățat oamenii să facă dintr-un lucru simplu, știi? Și ieftin până la urmă, mai ales cum fac eu cu asta din semințele de susan. Susan și de pinaș. O chestie gustoasă, la un pahar de vin, la mulți ani. La mulți ani, mulțumesc. Să ne mai vedem, numai bine. Dunărea noastră, dragă. Program disponibil pe primaplay.ro.